Salutare prieteni, eu sunt Surdaciu și acesta este episodul 34 din seria de Clash Royale. Bine ați venit la un episod nou din această serie. Astăzi avem 4 cufere de deschis, 2 gratuite și 2 de argint, dar asta la final, așa cum v-am obișnuit de câteva episoade încoace. Înainte să începem, nu uitați să apăsați butonul de like, să lăsați un coment și să vă abonați la canal pentru mai multe episoade și serii noi. Ia să mergem puțin înainte să începem primul meci, să ne uităm prin shop ce mai găsim pe aici. Minion n-avem nevoie, Tomb Tower de asemenea n-avem nevoie, de prinț, prințul parcă nu-l avem deloc, nu știu, am auzit că e bun, dar nu prea văd cum l-am putea folosi. Haideți să cerem și noi niște cartonașe pe aici. Clanul s-a mărit, dar asta o să vă arăt după primul meci. Haideți să începem, avem 1328 de trofei, suntem aproape de Arena 5, să sperăm că începem cu o victorie acest episod. Ia să vedem ce adversar găsim, să sperăm că este unul decent pe care îl putem învinge. Marinero, ia să vedem, mă lăsăm pe el să facă prima sau facem noi. Da, a făcut el, se pare prima. Ia să vedem, distrugem tot pe acolo, dar punem Hog Rider-ul pe partea asta. Să sperăm că nu ni-l blochează. Haide Hog. Haide și tu Valkyrie, dați acolo. Încă două, încă una. Ah, nu știu dacă mai apuca să dea, dar este ok. Pe ce parte mergem? Haide să colom pe partea asta, punem Giant-ul. Acum bănuiesc că pune și el ceva. Ai vrea să punem vrăjitoarea în spate. Și Baby Dragon-ul. Ia să vedem ce răspuns primim. Sau nu mai vrea să facă niciun răspuns. Punem scher. Da, oponentul a părăsit meciul. Ne oferă victoria pe tavă. Îi mulțumim, haideți că cum se duce. Și da, câștigăm primul meci cu 3 trofee. Important este că l-am câștigat, nu contează cum. A fost decizia lui să iasă din meci. Oh, și am primit Giant Chest-ul, prieteni. Primul Giant Chest din această serie. Am auzit că sunt șanse, nu știu cât de mari, dar sunt șanse să pice legendară. Ar fi ceva nemaipomenit. 30 de trofee și 11 bănuți. Dar noi o să vedem în episodul următor ce o să luăm din Giant Chest. Acum ziceam că vă arăt cât suntem în clan. Ia uitați, prieteni, suntem 21 de persoane și vă aștept și pe voi, cei care încă n-ați intrat în clan. E deschis pentru oricine, trebuie doar să-l căutați, Sur Spațiu Daci, trimite cererea și o să o accept eu sau cine mai are drepturi pe ei, Shovi și Cristiano Ronaldo. Acum mergem să jucăm cel de-al doilea meci, să sperăm că-l câștigăm și pe ăsta și ne apropiem de Arena 5. Haide să vedem, haide să vedem ce adversar ne găsește. Pam, pam, pam. Sper să-l batem și pe ăsta. Am nevoie de Skeleton Army din prima. Da, bine că ne-a dat. Hai și tu pune un prinț ceva. N-avem vrăjitoare. Am complicat. Aoleu, are nivel 9. A, eu acum văd. Va fi un meci destul de greu. Are viață mai multă. Și probabil și cartonașe mai bune. Nu vine vrăjitoarea, mă. Ce mai punem? A, nici acum nu vine vrăjitoarea. Punem Valkyrie. Ia uite, mă, nici ăsta nu joacă. Poate vrea să se ducă în Arena 1, mie îmi convine. Hai, să nu joci, că noi avem nevoie de victorii. La uite, are 4000 viață pe turnul principal, la cade și el acum. Un episod destul de ciudat, niciunul din adversarii noștri nu prea au jucat. Primul ce a pus acolo prințul, dar el a terminat rapid. Și parcă mini pe care nu mai știu exact. Am primit un silver chest, 29 de trofee și 11 bănuți.
Haideți acum să ne luăm recompensa și să deschidem cele patru chesturi. Nu sunt cine știe ce, dar sunt bune și ele. Începem cu cele gratuite. Din primul primim 44 gold, un minion horde și 5 săgeți. Ia să vedem. Din al doilea gratuit 43 gold, 2 cartonașe de minion horde și 4 de Kenan. Acum mergem cu astea de argint, 33 gold, 5 Tesla și un cartonaș rar de mini P.E.K.K.A. Ia mai încă, da, încă se mai află în deck-ul nostru. Și ultimul cufăr de astăzi, 32 gold, 5 minion horde, deci ăștia ni-a dat aproape în toate cuferele. Nu știu dacă chiar în toate, dar în 3 sigur ni-a dat. Deci 5 cartonașe de minion horde și un cartonaș de Inferno Tower pe care nu îl folosim. Acum o să dăm să se deschide acest giant chest. O să luăm între 800 și 1120 gold, 160 de cartonașe, dintre care 16 rare. Sunt curios ce o să primim. Mai avem nevoie de 4 coroane ca să deschidem și un crown chest, dar asta probabil s-ar putea realiza în episodul următor dacă jucăm bine. Cam atât a fost, prieteni, și pentru astăzi. Vă mulțumesc că ați rămas cu mine până la final. Nu uitați să apăsați butonul de like, să lăsați un coment și să vă abonați la canal pentru mai multe noutăți, episoade, serii noi. Eu sunt Surdaciu. Până data viitoare, dau cu pace, aveți grijă de voi și vă aștept în următorul episod. Pe data viitoare.